Emanet, sezonul comentariul episodului 771. Poiraz a găsit-o pe Nana și pe Genet și a întrebat-o pe Nana ce face acolo. Nana zice, „Primic”. Genet se uită la ea. Nana îi spune lui Poiraz, pur și simplu respiră mai aer proaspăt. Poiraz se uită la rană și întreabă, ce ți s-a întâmplat? Am căzut, spune ea. Poiraz se uită la amândouă și spune Nanei, Totdeauna îi prins pe cei care cad. E ciudat. Nu răspunde nimeni și atunci Poiraz continuă. În tot cazul, hai de acasă să ne uităm puțin la, la sprânceana asta. Genet se uită la el, Nana îi face semnul Genet și se duc acasă. În cameră Poiraz vindecă cu, cu multă compasiune Rana Nane și spune... O vom șterge și cu puțină apă oxigenată, așa cum zice de obicei e nază. Nana e de acord. O doare totuși când Poiraz încearcă să o vindece. Poiraz, atât de dulce se apropie și suflă, ca să nu o doară, să nu o usture. Apoi se uită la chipul ei. Nana se uită la el și amândoi se întâlnesc, își întâlnesc privirile pasionate. Păi o simte, se retrage și continuă ca să, să, să o vindece, să o panseze. Păi spune, câți oameni erau? Nana, surprinsă, 10 unu. A, știam că ești nebună, dar am uitat de că ești o nebună mare. Știu că ai scos-o pe mama de acolo. Cum ai descoperit? întreabă Nana. Cred că ai uitat eu am peste tot și urechi de asemenea știu tot ce mișcă în cartier. Mama mea a încercat să compenseze o eroare cu alta. Mulțumesc lui Dumnezeu că a protejat-o. Păi raz, pune mai departe apă oxigenată, curăță rana, iar nana are dureri. Păi Razi spune, om, om, omul care s-a pus în fața ta trebuie să fie în foarte, foarte gravă condiție. Știi, mă refer la faptul că dacă l-ai lovit, apoi l-ai lovit. Tu când lovești, Nana se uită la el. Ajunge pe Lin și se uită la amândoi. Bate, intră și spune... Vai, păi raz, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat astăzi. Nana închide ochii și apoi o privește. N-am putut să vorbim, dar poate mă las să te ajut. Păi raz o întrerupe și zice, mulțumesc, Pelin, nu te îngrijora, o să o, să, o, să o rezolvăm în familie. Pelin supărată și păi raz, continuă. Mă duc, mă duc în pat, sunt un pic obosit, noapte bună. Pelin supărată continuă, noapte bună. Elena închide ușa uh, nervoasă și zice, așa că asta este. Dar această drabă nu se termina aici. Păras cu multă delicatere pune bandajul uh, soției sale, ea sumeste. Uh, păi murmură, de, pentru nimic. Nana îl, mir, îl privește cu multă pasiune uh, și cu multă recunoștință pentru că se ocupase de rana ei. Familia este reunită pentru a reuni uh, di, uh, banii uh, necesari pentru a ieși din uh, această datorie. Și păra spune, sunt 100 de la fratele Chemal, sunt 300... Uh, de împrumutul pe care l-am făcut la bancă și zice, eu am putut să colectez 20 de mii. Nazar zice, eu nu am nimic, frate, o să-mi dai indemnizația în 15 zile. În tot cazul, cred că s-a făcut până acum 20 .000. Tot se uită la ea și Nazel spune, există o cofetărie unde a început să lucreze fratele meu, Mart, și căuta o angajată. Eu m-am dus ca să văd despre ce e vorba. Da, și eu am cerut niște traduceri la o agenție, zise Nana. E oricum e mai, bine, e mai mult decât nimic. E bine, nu? Păi razdă din cap aprobator. Eu, de asemenea, o să ajut cu camioneta a prietenilor mei, zice Şahin. O să conducem împreună, dacă vrea Dumnezeu. Sigur că vrea Dumnezeu, frate, spune Poiraz. N-am ajuns încă nici la jumătate de la datorie, dar o să ne ocupăm de asta, după cum ai spus. Toată lumea se uită la el și Poiraz întreabă. Cum Unde e mama mea? Nu știu, era în cameră, zise Jansel. Sosește și genet cu pelin și uh, zice, fiule, uh, am vești bune, problema s-a soluționat, mulțumesc Dumnezeu, casa noastră va rămâne cu noi. Jansel surâde și Poira se uite la pelin. Poira, supărat se, pune, uh, se ridică în picioare și spune mamei sale, uh, ce ai făcut fără să mă întreb, mama Nana și Nazar se privesc. Poiraz așteaptă răspunsul mamei sale. Jansel surâde privind-o pe pelin. Poiraz se uită supărat la pelin și genet spune, Nu te supăra fiule. Mulțumesc, lui Pelin. Am vândut uh, colierul uh, pe care l a lăsat uh, mama ei. Uh, ea s-a gândit la noi. Știi? s-a apropiat de mine și mi-a spus că nu putea să rămână așa fără să contribuie în această situație, așa că a insistat mult și eu am acceptat. Nana e foarte îngrijorată și raze îi spune mamei sale. Așa că mai călcat în picioare, fără să întrebi, fără să-ți dai seama de eroarea ta, mamă? Poirot este supărat și strigă lui Pelin. Și ție ți-am spus să stai departe de această problemă a familiei. Pelin zice, eu știam că n-ai să înțelegi, dar trebuia să o fac, înțelege-mă, Poiraz, pentru că mama mea, înainte de a muri, mi-a cerut ca să îi ajut pe toți cei care mă îmbrățișează în zilele mele dificile. Cum comodă să mă uit cum trec zilele acestea grele pentru tine? Uh, nu am putut să o fac. Te rog frumos, nu fi orgolios. Păi rază îi spune furios. E mai bine ca bărbatul să fie. E mai bine ca bărbatul fără orgoliu să nu respire. Nu. Pe linie nervoasă, păi rază îi spune. Asta e ultimul meu. Acesta este ultimul meu cuvânt. Apoi îi spune mamei sale. Uh, nimic nu se va mai întâmpla sub acest acoperiș fără ca eu să știu. Mama s-a tace și păi pe continuă. Uh, Pelin și uh, această datorie ți se va plăti până la ultimul cent. Bănuț pe bănuți. Păi pleacă furios, nana se ridică în picioare și se uită la el îngrijorată. Pelin este îngrijorată de răspunsul lui, genet consternată, iar nana un pic incomodă se uită la Pelin. Păi Raz se duce să caute un pic de... Să, să respire, să, să, fie un pic relaxat pe colină, se uită la minunata priveliște a Istanbulului. Sosește și Nana, observă că el era gânditor și se așează lângă el. Ești bine? Mama a comis aceeași eroare pentru a doua oară. Crede că banii rezolvă problemele. Banii sunt de fapt dușmanul tău dacă în schimbul lui onoarea ta este distrusă. Nana încearcă să-l calmeze și spune, e doar o datorie, Poiraz. Tu știi că... Cui nu trebuie să-i cer bani împrumut? Nana uh, îl, întreabă, întrebă, îl întreabă cu privirea. Nu se cere bani celui care cere scuze pentru, pentru păcatul pe care l-a comis în trecut. A. Să repet. Ia tace. Deci nu se cere bani celui care cere scuze pentru păcatul comis în trecut. Nana se uită la el și păi continuă și nu se cere aceluia care vrea să-și limpezească conștiința. Nana atinge brațul și poirazo o simte. Nana i atinge brațul, poirazo o simte și ea îi spune, în tot cazul, nu tu ai obținut acei bani, însă oricum o să-i dăm înapoi, te rog, nu trece de -a nu trece dincolo de, de acea fată. Ea a vrut și ea să ajute în felul ei. Poeras păi dă din cap, un pic s-a mai calmat și amândoi se uită la peisaj în liniște. Pelin se plimbă nervoasă, blesteamă și zice, nu, nu are importanță ce fac, nu funcționează când am vrut să fiu eroină, nu m-a ascultat niciun pic și m-a lăsat aici certându-mă. Jansel suspină și spune, dacă ai făcut un sacrificiu așa de mare și recompensa este cea pe care ai primit-o, atunci păi raza ar trebui să înțeleagă cât de mult te-a rănit. Cele două se privesc. În casă, genet spune, trebuie să înțelegi că nici eu n-am vrut să fie așa, dar am avut o altă opțiune. Am închis datoria, casa a devenit a noastră, am făcut ceva rău. se zice, Pelin era foarte nervoasă și a vândut prețiosul colier, amintire de la mama sa, pentru datoria noastră. Bărbatul cel puțin ar fi putut să-i să mulțumească. Oare nu am dreptate? Greșesc? Shahin o ceartă. Greșești, Jansel. Păi raz zice bine ce zice. Jansel se supără și Shahin îi spune mamei sale. Mama, trebuia mai întâi să ne spui. Uite, dacă ai obținut acest împrumut și n-ai spus nimănui, pe deasupra ai făcut și asta... Cum, cum poți să faci lucrurile astea pe la spatele nostru, mamă? Genet nu răspunde. Ajunge genet și zice, păi ras, fiule, nu te supăra pe mine, te rog, ce se mai poate întâmpla? Și eu am vrut să se întâmple așa? Nana se uită la el și genet zice, crezi că eu nu-ți cunosc trecutul, orgolul, dar nu am avut o altă opțiune, am avut intenții bune. Mama, nu contează că nu mai să ai intenții bune. Mama și Nana sunt triste. Păi raz, promite promitem că n-ai să mai dai niciun pas în casa asta fără să mă consulți. Absolut niciun pas nu faci. Genet plângând zice, promit, promit, dacă te-am rănit, iartă-mă, iartă-mă. Uite, Pelin este de asemenea supărată. Jansel zice, da, și trebuie să fie și tristă. Poiraz zice, nu, n-are pentru ce să fie supărată și nici tristă. Nana devine serioasă și Poiraz continuă, i-am spus să nu treacă limita și nu m-a ascultat. Gene și Jansel devin gânditoare, ea e puruază adaugă. Vom, plăte vom plăti acea datorie cât de curând posibil. Nana îl privește și Poiraz spune, mai întâi o să-mi caut servici. Nana e de acord cu treaba asta. Aenur la poartă zice... Am venit de dimineață fără să anunț, dar mă întreb dacă oare sunt chiar nerușinată. Dar treceam pe aici și am cumpărat un covric fierbinte și voiam ca să ți-l aduc. Eșil deschide poarta. Bună ziua, doamna Eșil. Domnul Sinan este. voiam să-l văd. Eșil zice... Da, desigur. Vrei să intri și să vezi resturile pe care au rămas cu proprii tăi ochi. Ainur intră și zice, în ce, ce înseamnă asta, doamna Ișil? Fiul meu a fost suspendat de la uh, serviciul său din cauza sa. Ainur e foarte surprinsă și Ișil continuă. acum lasă-mă lasă să plec, eu nu cred în tine absolut deloc, indiferent ce ai face. Ești și-l pleacă și ai nu rămâne tristă. Sosește un bărbat la casa de Adalet și zice, bună ziua, ieri am vorbit la telefon, sunt aici pentru a fumiga. Adalet zice, da, 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 poftim fiule. Presupun că, cred că... Trebuie să stau afară, nu? În perioada asta nu pot rămâne în casă. Așa este. Ei trebuie să ieși și ca să nu te afecteze. Eu în jumătate de oră termin și tu te întorci. Adalet zice, a, așa e, bine, bine, atunci de acord. Bună ziua. Bună ziua, să ai o zi bună. Și Adalet pleacă. Omul se uită la casă și apoi merge în camera lui Ainur, ascunde ceva de desubt și pune un alt dispozitiv în spatele oglinzii și apoi trimite un mesaj, s-a făcut. Omul îmbrăcat în negru primește mesajul și zice, genial, acum o să vedem pe femeia pe care o iubești și care va merge la închisoare, Sinană. Nana și Poiraz caută, caută serviciu pentru Poiraz. Pe Nana zice, uite, sunt persoane care caută pe cineva să mute mobilele de urgență. Da, zice și chiar vor și un CV. Nana emoționată zice, asta îl putem face imediat. Păi era să uită la ea și Nana spune, a, uite, s-a deschis. Păi era să-i spune, lor de naștere, scopie Macedonia, 15 ani de experiență ca întâmplar. Nana scrie și apoi se oprește, așteaptă o secundă, am uitat ceva important. Păi era și zice. Uh, De-abia am, de am început și am și uitat. Uh, da, trebuie să spunem că ești căsătorit. Nana îl privește cochetă și el zice, vrei ca toată lumea să știe. Nana nu răspunde și el adaugă. Vrei să se știe că acest bărbat are deja stăpână. Clar. Uh, Nana a simțit cuvintele lui și zice, nu, nu, n-am vrut să spun asta, dar uh, e bine ca ei să înțeleagă că ai o viață de familie normală, liniștită. Poirasul râde și zice, bine, bine, pune și asta atunci. Nana scrie și Poiras zice, am avut două clase de matematică la Universitatea Privată în Departamentul de Științe, 15 ani ca maestru tâmplar, Nana scrie și Poiraz observă. Poiras spune, sunt stăpânul propriei mele tâmplării, am produs mobile pentru cămine și pentru birouri, am muncit pentru firma EGEM un proiect de caritate, Arborele Vieții lui Dumnezeu. Am pregătit jocuri, jocuri pentru camerele de copii. Nana scrie și el zice, cam asta e totul. Dar nu știu dacă este suficient ce ai scris ca să te descrie, spune Nana. Uh, da, păi de -a ce sunt pre președinte? Ce pot să mai scrii?" Nana îi zâmbește amorezată și zice uh, Să mai spunem așa." Uh, păi se uită la ea. Nana scrie descri, uh, descriindu-l. Uh, el înțelege limbajul uh, copacilor așa cum înțelege limbajul oamenilor fabrică mobile de lungă durată, solide, care sunt rezistente ca și personalitatea lui. Poiraz, orgolios pentru că l-a descris, spune Așa mă vezi tu? Nana îl privește cochetă și el spune Când erai supărată, mă, mă, îmi ziceai că sunt ca un trunchi de copac. Da, dar uh, obiectivul acum este ca să, să fii contractat, să te, să te ia în seamă. Uh, a, deși tu ești de acord cu asta. Nana continuă cu privirile și Poira zice, bine, bine, hai să-l trimitem imediat. Nana e de acord și îi spune surăzând, gata, l-am trimis. Poirați mulțumit și ea zice, uh, trimite la trei, uh, la trei întreprinderi, trei pe care le-am ales. Nana zice, Nana îl atinge și spune trebuie să ne pregătim imediat pentru că poate una dintre ele te va chema imediat. Păi, zice, sunt maestru tâmplar, nu sunt persoană importantă, dar oricum sunt gata. Uh, nu, 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 nu poți să te duci aș, uh, chiar așa. Păi Raz uh, se uită la cum e îmbrăcat și zice, de ce? Uh, așa e bine. Păi Raz primește mesaj și zice, a, uite, uh, se convocă o ședință ca să mă cunoască. Nana, mulțumită, zice, vezi, ți-am zis, uite, uh, să ne pregătim, haide, să o facem repede, haide, rapid, rapid. Nana ia de braț ca să-l pregătească pentru interviu. Um, -ă, bă, tânărul frumos își, buto își se încheie la cămașă, nana intră fugind și zice, uite, uite și jacheta asta. Apoi zice, uite, a, scuză-mă, dă puțin așa cu mâna peste jachetă, credeam că era e gata. Păi rasul râde și zice, da, da, sunt gata, totul e în regulă, nu sunt probleme, tocmai terminam. Nana îi dă șagheta cu ochii închiși și apoi zice, uite, dacă uh, îți pui asta pe deasupra, uh, o să arate foarte bine uh, și uh, ar fi bine să te și bărbierești puțin Păi rasul râde și așa, jacheta, nana cu ochii închiși, uh, zice uh, toți o, când toți o să mă vadă, o să întoarcă capul și se vor uh, uita la el. Nana își dă seama de ce a spus, părează se apropie și zice, A, de ce asta vrei tu să faci? De asta vrei să, să mă pregătești, așa ca tot să rămână uimis când mă văd. Nana simte cuvintele lui închide, uh, deschide ochii uh, și spune nervoasă: Nu, uh, de obicei uh, eu întorc capul în uh, genul acesta, dar uh, se întâmplă atunci când sunt supărată pe tine. Poiraz surâde. Nana amorezată se uită la soțul ei în timp ce Poiraz își pune jacheta. Poiraz spune, uite, e bine, nu? Sunt bine, arăt bine. Nana îi mai aranjează puțin cămașa și zice, așteaptă un minut. Uh, și apoi zice, da, da, acum e bine, te bine, da, ai devenit foarte drăguț. Păi o observă încântat și Nana nervoasă spune, uh, adică am aranjat totul cum trebuie, da, eu zic că o să le pleacă. Păra se uită în oglindă și zice, dacă ție îți place, înseamnă că nu o să-mi dau jos jacheta, voi rămâne așa. Nana Nevoasă îi spune: Nu, nu e, de rău de, nu e rău deloc, dar nu ai pentru ce să o pui pe tine. Adică, mă rog, nu e necesar. Dacă ți e cal, dai jos. Păi raz primește un alt mesaj, tot de serviciu, și spune, uite, sunt invitat la o altă reuniune, tot astăzi. Nana mulțumită zice, a, păi bine atunci. Păi raz zice, nu, nu coborâ scările, dacă nu o să ajung târziu. Nana surâde și zice, bine, bine, și apoi îl sărută. Păi raz se uită la ea și e mulțumit. Nervoasă, nana zice, haide, haide, să Dumnezeu să-ți binecuvânteze serviciul. Păi raza amorezat zice, da, da, deja a început să se întâmple asta. Nana se de mulțumită, păi raza pleacă și ea rămâne gândindu-se la apropierile lor. Sinan este preocupat, ajunge și a inur. Sinan îi spune că e binevenită și că nu a auzit când a intrat. Ai nu zice, am venit să te vizitez și m-am întâlnit cu mama ta la poartă și fata plângând zice, s-a întâmplat exact ceea ce mă temeam, din vina mea ai fost suspendat de la comisariat. Sinan se ridică în picioare și zice, ascultă, nu e chiar așa, nu e din vina ta, Ba da, eu ți-am zis să te îndepărtești de mine, zise Ainur. De ce nu, de ce nu te-ai ținut departe? Îmi pare atât, de rău, domnule Sinan, chiar, chiar totul se întâmplă rău din, din cauza mea. Și Ainur pleacă. Nana în parc zice, Doamne, sper că aceste reuniuni să fi mers bine. Ajunge și poira se uite la ea îndrăgostit, își acoperă ochii și zice, cine sunt? Nana îi atinge mâinile și surâde. de desigur. Poiraz zice, nu știu dacă sunt. Dacă, nu, dacă trec trei pentru că el a primit un sărut de la soția lui mâine. Sunt acel poiraz, înțelegi? Nana se ridică în picioare și zice, am făcut o din greșeală, dar se apropie și Nana schimbă conversația și zice, realmente, cum a fost? Povestește-mi. Am fost în trei locuri, spune poiraz, și tuturor le-a plăcut CV-ul meu, grație ție. Nana cochetă zice, nu, nu din cauza mea, e vorba de ceea ce scrie acolo, nu e vorba de cel care a scris. A fost foarte pozitiv ca să vadă tot ce scria acolo, dar de, de asemenea au rămas impresionați de proiectul acela benefic. Nana e mulțumită. Cu siguranță, unul dintre ei o să sună dacă Dumnezeu vrea. Nana fericită îi dă un o îmbrățișare și zice sunt foarte mulțumită. Poirază îi spune. Acest proces de căutare a slujbei a fost foarte bun. Întotdeauna am privit asta din punct de vedere negativ, dar mai este un lucru, un lucru diferit. Să simți sprijinul doamnei. Nana se uită surprinsă la el și el spune. Mă, așa, mă, îmbrățișeze așa încă o dată, atunci voi ajunge cu siguranță astronaut la NASA. Bine, bine, bine. Uite, poftim, am un sandwich. Altfel, o să, o să te trimit eu în spațiu. Nana îi dă sandwichul pe păi era surâde și apoi zice, chiar îmi era foame. Doamne, dar l-a învelit atâta că nu pot să-l desfac. Nana se uită la el și zâmbește, apoi mănâncă împreună amândoi și ia îi urează poftă bună. El îi spune sănătate mâinilor tale. Nana se uită la el îndrăgostită. Ainu plângând în parc, ajunge Sinan, Ainu se ridică în picioare și zice, Domnule Sinan, ți-am zis să nu vii, mama ta are dreptate, trebuie să te menții de parte de mine. Ai nu pleacă și Sinan o, ține, o ia de braț și îi spune, uh, cerem tot ce vrei, dar nu asta, nu, nu vreau. Ai nu lasă capul în jos și Sinan zice, dacă te găsești în această situație, nu este din cauza ta. Știi cine, ști cine, e de vină? Mama mea, pentru că ea a făcut o declarație falsă către acel procuror, tocmai pentru că eu te protejam. Și procurorul Baran, care tot timpul a mers în contrata, în loc să găsească adevăratul criminal, a luat de bună ce a scris mama. Ei doi, ei doi sunt vinovați. Nici eu nici tu nu avem vreo vină. Există o nedreptate și această nedreptate va fi revelată uh, în fața ta cândva. Ainur se uită la el și el continuă. Te rog să te calmezi și să iei loc, pentru că avem nevoie unul de celălalt mai mult ca niciodată și niște cum să fim distanțați. Ei se privesc cu dragoste, se așează, sinan se uită la ea și zice, sper că acum ești mai bine. Aenur suvede și continuă să-l privească. Din păcate, pe, în momentul în care se face acea dezinsecție în casă, bărbatul lasă cuțitul cu care Eisgi a fost asasinată, acolo în camera lui Aenur și un alt dispozitiv. În timp ce Ainu și Sinan uh, sunt rupți de dule, durere în parc, primesc uh, un telefon din partea procurorului Baran și se duc împreună uh, la întâlnire. Uh, bineînțeles că întâlnirea, din câte știu eu, uh, din câte știm noi, adică cu toții, va fi destul de dură, uh, pentru că cu siguranță acum procurorul o să anunțe sau uh, cât de cât o să lase de înțeles că uh, ai nu va merge la închisoare uh, dacă va în camera ei și va descoperi acolo cuțitul care a fost pus. Deci, uh, da, vedem ce se întâmplă. În tot cazul, întrevederea va fi destul de, de dură. Pe de altă parte, Uh, Pelin va încerca cu siguranță ca să creeze o, o stare de neîncredere între Nana și soțul ei uh, și oarecum uh, vrea să o facă să creadă pe Nana că Poiraz încă mai are sentimente pentru ea. Um... Iar lui Poiras de fapt mostreze că unica femeie în viața lui și în inima lui a trebuit să intre, bineînțeles, pentru un viitor fericit este ea Pelin. Bineînțeles că Poiras nu cred că va fi de aceeași părere. Sfârșitul comentariului.